ce piesă frumoasă, plină de iubire, pentru că iubirea e cel mai frumos lucru care există în univers, nu-i așa, colegii mei? 100% de acord. Am revenit, nu ești foarte convinsă, dar o să dăm din cap și să zâmbim. Am revenit cu Bass House aici în telefoanele, televizoarele, radiourile voastre și am pregătit alte întrebări frumoase pentru colegii mei. Sunt aici împreună cu Robinet, cu Cezara Cristescu, cu Luana Genevieve. Sper că am pronunțat corect, Luana, dacă mă auzi. N-am pronunțat corect. Luana, poți să spui care e celălalt nume al tău, dacă tot ești aici cu noi? Da, deci nu este atât de greu. Este doar Luana Genevieve. Genevieve. Odată greșesc, dar după o să știu, sau sperăm că o să știu, țineți-mi pumnii. Din Lulu, pe scurt. Lulu. Easy. Sunt foarte curios de perioada în care ați crescut și de aspirațiile pe care le aveați atunci. Care sunt lucrurile cele mai frumoase din copilăria voastră? Ce v-a făcut copilăria frumoasă? Cezara. Oh my god. E un răspuns destul de complicat, pentru că îmi place cel puțin în interviuri să zic că eu n-am avut o copilărie normală. Și știu că o să sune foarte ciudat. Dar de micuță am lucrat în televiziune. Părinții mei m-au trimis și pentru că am vrut eu, au fost de acord cu chestia asta. De la 10 ani am început să fac cursuri de televiziune și film și până la vârsta de 16-17 ani am prezentat emisiuni pentru niște posturi locale din zona Iașiului. Eu, pentru cei care nu știu, sunt din Iași și erau respectiva televiziune Moldova, adică nu o să dăm numele acum, dar ideea este că de micuță am făcut televiziune, am făcut teatru și pentru mine copilăria mea era ceva de genul dimineață școală, după temele, pentru că mereu am prioritizat tot ce trebuia să învăț și spiritul academic, dacă pot să-i spun așa. Iar după era, ok, vezi că ai spectacol la balet, vezi că ai concert cu trupa ta de band, vezi că ai o emisiune de prezentat, vezi că ai o prezentare de modă, ai un interviu la radio și de micuță am fost în genul ăsta de activități și asta cred că mi-a făcut mie copilăria frumoasă. Da, în același timp n-o să neg. Eram foarte mult acasă cu bunicele mele și pictam foarte mult, mă jucam cu jucăriile, na, ca orice copil, mi-am trăit copilăria frumos, dar mereu a fost dorința mea de a face cât mai multe activități care să mă stimuleze pe mine și acum, uitându-mă în spate, sunt atât de mândră de mine că m-am ținut și de balet 11 ani și de street dance, tot așa vreo 5 ani, o chestie de genul ăsta, și că am făcut puțină muzică și că am făcut puțină televiziune, pentru că acum, la 20 de ani, sunt atât de mândră de Cezara de la 10-11 ani, care și-a început și canalul de YouTube și care mi-a pavat cumva drumul pe care eu mă aflu astăzi și fiecare lucru pe care l-am învățat de micuță, l-am adus aici în București și aici l-am șlefuit. Aici am învățat cum să folosesc tot ce am învățat eu de când eram mică și nu pot decât să le mulțumesc părinților mei că m-au susținut în chestiile astea. Zicea, mama, eu vreau să fac, nu știu, scrimă. Mama zicea, ok. Mama, vreau să fac dansuri sportive. Mama zicea, ok. Mama, vreau să fac televiziune. Mama zicea, ok. Nu a existat niciun moment în care să spună, Cezara, tu nu poți să faci ceva. Și chestia asta am luat-o cu mine. Asta a fost și datorită profesorilor minunați pe care i-am avut în jurul meu. Și am făcut pur și simplu tot ce am vrut eu. Pentru mine nu era, mă plictisesc. Mereu exista ceva creativ pe care îl făceam. Nu exista să stau vreo secundă și acum, la 20 de ani, aproape 21, mă uit că eu nu stau locului, deloc. Nu pot să stau acasă și să pierd timpul. Mereu vreau să fac ceva care să mă stimuleze, indiferent că este matematică, că e fizică, că e niște învățat pentru facultate, că e un clip pe YouTube, că e un make-up tutorial. Nu contează. Mereu trebuie să fac ceva și asta am luat-o cu mine din copilărie. E foarte frumos să fii susținut de părinți, pentru că asta contează foarte mult în dezvoltarea copiilor. Bă, susțineți-vă copiii, pentru că sunteți cele mai importante persoane din viața lor. Așa că, Robi, spune-ne ce ți-a făcut ție copilăria frumoasă. Uite, fii atent, la mine se justifică și foarte mult faptul că sunt din Azuga. Eu când eram mic am avut o copilărie din aia cum au avut părinții noștri. Gen, ne jucam lapte gros, ne jucam... Eu mă bucuram de jocurile pe care și părinții noștri le știu. Aveam foarte mulți prieteni, stăteam foarte mult afară, dar băiat fiind și mic, am descoperit calculatorul și magia lui.
am început să mă joc și la mișto, am început să fac YouTube. Eu aveam acolo o dorință să ajung să fac 500 de abonați, mă întreba toată lumea, băi Robi, cum e cu YouTube? Eu mă simțeam foarte bine, îți dai seama. Dar, nu știu, pe primul loc când eram mic, era să fiu afară cu copiii să mă joc. Iubeam asta. Și când am crescut, pur și simplu, bine, îți dai seama că și școala avea rostul ei, dar revenind, când am crescut, am început să stau puțin mai mult în casă, să mă joc puțin mai mult pe calculator, să încep să depun puțin mai mult efort în a face YouTube și a munci la visul meu. Și sunt foarte recunoscător că am avut o familie care să mă susțină și care să nu îmi pună piedici, să nu zică, băi Robin, nu mai stai atât la calculator și nu mai faci aia și nu mai faci aia sau nu te uita la clipul ăla sau... Nu știu, familia mea a fost foarte suportiv cu mine și sunt foarte recunoscător și mama, tata, dacă vedeți asta, vă iubesc mult. Ce frumos. Mi se pare foarte funny cum... Și eu și Robi cam avem același povești și uite, nu știam chestia asta, că și el de micuț a început pe partea de YouTube și eu, la rândul meu, de la, nu știu, 12 ani, cred că mi-am făcut primul meu canal de YouTube, el se juca jocuri, iar eu desenam prințese Disney, asta era chestia mea, efectiv desenam cu creionul prințese, mă filmam, editam și eu cum știam mai bine. Și într-un moment în copilăria mea, țin minte că începusem să postez și clipuri cu fața mea în care vorbeam și pe atunci vorbeam în engleză, pentru că pentru mine engleza a fost limba mea de bază, prima mea limbă. Wow. Și vorbeam foarte mult în engleză și editam nu știu ce și m-am dus la un moment dat pe la, nu știu, cred că vreo 13-14 ani la mama în bucătărie și am spus, mama, eu asta vreau să fac cu viața mea. Pur și simplu am avut un moment de la în care i-am spus, ai încredere în mine, că o să vezi, eu asta o să fac tot restul vieții mele. Acum e discutabil dacă asta o să ajung să fac pe la 30-40 de ani, dar... Nu vom ști niciodată unde mă duce drumul. Așa este. Ideea este că mi se pare foarte funny că și el a început din copilăria, din pura pasiune pentru jocuri video și pentru desen în situația mea, să ne croim fără să știm viitoarea carieră care ne aduce și un beneficiu financiar și un beneficiu ne satisface foarte mult pe plan personal și psihic, consider. Pentru că noi observ că în jurul meu am oameni super creativi cărora le place să trăiască frumos. Mie așa îmi place să zic că noi avem un job foarte frumos și în fiecare zi trebuie să realizăm că, băi, am avut noroc, dar am și muncit foarte mult pentru punctul în care suntem. Poate într-o zi când eram mai micuță știam că am datoria de a posta un clip pe YouTube pentru ăia 200 de abonați, cum a zis Robi. Erau, băi, 200 de abonați. Băi, dar pentru ăia 200 de abonați mutam munți. Pentru că era mica mea comunitate pe atunci și sunt atât de fericită că unii oameni de atunci încă sunt prezenți cu mine în ziua de astăzi pe social media și tot ce pot să vă spun este că mă bucur așa mult, Robi, pentru tine. Oh my God! Și eu mă bucur. Uitează mulți oameni care te susțin pe lângă tine și un lucru pe care nu multă lume știe e că și eu făceam videoclipuri de gaming când eram mic. Aveam 12 ani. Da. Vlad gamerul! Da! I'm dead! Deci, I'm dead. Eu aveam încercat I Shoot My Shot de când eram mic. Atunci am avut succes și postam, deși nu eram foarte talentat nici la edit, nu știam cum se filmează, dar mie îmi plăcea să creez conținut, de muncă de mic. Și am făcut chestia asta destul de mult, am multe videoclipuri pe canalul meu, pe care nu o să-l aflați niciodată, pentru că, acum uitându-mă la materialele acelea, sunt slăbuțe, sunt penibiluțe, dar atunci mi-a plăcut ceea ce am făcut și probabil dacă nu încercam atunci, acum nu eram aici, pentru că cărămidă cu cărămidă s-a făcut căsuța asta frumoasă în care sunt eu acum, imaginară, nu fizică. Și Luana, spune-ne un lucru care ți-a făcut copilăria frumoasă, pentru că tu nu scapi, poate nu ești aici fizic lângă noi, dar cu inima și sufletul ești alături de noi. Da, bine că există zoom-ul, nu? Am avut multe chestii care mi-au făcut copilăria frumoasă, sincer să fiu. Am crescut într-o familie care mi-a dat șansa să mă dezvolt în ce direcție voiam. Mama e și ea foarte creativă și mereu am învățat totul despre, nu știu, fashion sau beauty sau muzică, că și a făcut muzică. Am învățat de la ea, iar tata este un workaholic, așa că cumva din partea lui am învățat disciplină și seriozitate în muncă și chestii de genul ăsta. Și am și doi frați și am fost foarte norocoasă că mi s-ar părea weird să fiu singură la părinți, nu pot să imaginez. Dar, da, nu știu, au fost multe chestii. Am făcut o groază de sporturi, am făcut toate sporturile posibile. Și cumva mi se pare că, da, fiind faptul că am avut atâtea experiențe diferite,
crescând, cred că mă ajută acum că pot să mă înțeleg cu tot felul de oameni, oricât de diferiți ar fi sau din zone diferite, din, na, mă înțeleg cu foarte multe persoane și e nice cumva, am avut o deschidere spre lume încă de mică. Foarte frumos! Mă bucur că ați împărtășit aceste amintiri și experiențe frumoase cu mine și de asemenea, dacă tot suntem la fața aceasta de copilaș, de melancolie, sunt curios pentru ce sunteți recunoscători acum. Vă las să vă gândiți. O secundă, două secunde, trei secunde, Cezara, spune că știu că ești pregătită mereu să vorbești. Oh, da, vorbitul, pasiunea mea numărul unu, de asta fac ceea ce fac. Hai să luăm așa, cui aș putea eu să fiu recunoscătoare? În primul rând, părinților și vorba lui Robi, mama, tata, dacă vedeți asta, vă iubesc din toată inima mea și, în general, familia mea. Eu când mă duc la Iași, bunicele mele îmi zic, ce mai faci vedeta familiei? Pentru că sunt singura persoană din familia mea care a optat spre social media. Și pentru ei să vadă că sunt la radio, că sunt la TV, este un achievement foarte mare și sunt așa mândri de mine. Deci, în primul rând, familia și verișorii, nașii, toate persoanele de genul ăsta. Acum nu o să încep să povestesc carvările genealogic. Și, în al doilea rând, oamenii care mă urmăresc, cărora o să le fiu etern recunoscătoare pentru fiecare reacție la contentul pe care îl postez, pentru faptul că mă urmăresc de mai bine de 8 ani. Wow. Este șocant, da, că sunt oameni care au crescut odată cu mine și eu nu pot să-mi imaginez 500.000 de oameni într-o încăpere, mă rog, o încăpere foarte mare, într-un stadion, hai să fim serioși. Nu pot să-mi imaginez și mă gândesc, 500.000 de oameni știu cum îmi arată fața. Hai să procesăm puțin asta. Deci, cred că cea mai recunoscută are, lăsând la o parte familia, na, care este implicită, oamenii care mă urmăresc și also oamenii cu care lucrez. Pentru că este atât de important în industria să-ți alegi oamenii cu care lucrezi bine și oamenii care sunt în jurul tău. Pentru că, știi, trebuie să ai click-ul ăla instant și pot să zic personal că eu am găsit oamenii cu care lucrez cel mai bine, cu familia de la Global Records, de la GTU. Sunt niște oameni care mi-au ascultat mereu părerile, care mi-au fost alături de toate ideile mele nebune pe care le-am avut și care au știut și când să zică da și când să zică nu și să mă ghideze pe drumul pe care eu trebuie să fiu. E foarte important ca în industria asta să știi cu cine să vorbești, pentru că tu poți să ai toate ideile de pe lume, dar atât timp cât nu ai echipa necesară în spate, e puțin mai greu drumul. Pentru că tu ca și om nu poți să le faci chiar pe toate, nu poți să-ți faci și managementul, și marketingul, și PR-ul, și toate lucrurile de genul ăsta. Deci este extrem de important și oamenii cu care lucrezi, dar și oamenii care te urmează. Deci eu cred că astea ar fi top 3-urile mele. Familia, comunitatea și echipa mea de la Global. Foarte frumos, sunt sigur că te înțelegi cu fiecare și toți sunt mândri de tine, pentru că faci o treabă minunată, Cezara, cum încercăm să facem toți de asemenea. Robi, spune-ne, pentru ce ești recunoscător acum? Fii atent, sunt recunoscător pentru tot. Cu puține cuvinte, asta spune. Sunt de acord cu ce a spus Cezara în totalitate, dar eu aș fi menționat și că îmi sunt recunoscător mie, că am avut răbdare cu mine, mi-am dat timp. Nu găsesc neapărat cuvintele pentru asta, dar vreau doar să menționez că ai fost acolo pentru tine, da, cumva. Și cumva am susținut și am avut încredere în mine și m-am acceptat cu bune curele și da, asta e o mențiune pe care voiam să o adaug. Am înțeles, Robi e recunoscător pentru tot. Luana, într-un cuvânt, pentru ce ești recunoscătoare? Cel mai important lucru pentru tine? Fii foarte concentrată. Curaj. Pentru curaj. Ce frumos! Da. Multe lucruri nu le-ai face fără curaj. Asta se aplică tuturor, pentru că trebuie să avem curajul să ne expunem în fața oamenilor, să avem curajul să încercăm chestii noi și atunci poate ne iasă, poate nu, dar am avut curajul să încercăm și asta e cel mai important. Robinet, pe ce țară am ascultat-o, ce piesă ai vrea să ne pui tu? Mamă, cât de frumos era să răspund că hei, vreau să ascult și eu piesa mea, dar din păcate încă nu am o piesă. Încă? Nu e târziu, oamenii stați aproape pe conturile noastre de socializare, Bass House, Radio 3.net, nu uitați să ne dați follow peste tot și pe conturile personale, Cezara Cristescu, Robinet, Luana Cine, Fiev și Vlad Nianțu. Spune-mi piesa ta. Thank you! Ți-am zis că o să învăț. Fii atent. Din Bass House sezonul 2 am cunoscut-o pe Holy Moly. Vreau să ascultăm ceva de la ea, vreau să ascultăm Facem Cum Vrei Tu, dacă o ai acolo în playlist. Sigur că o am, o pregătesc acum și sunt foarte entuziasmat să ascult pe Holy Moly, pentru că este
este viața mea, m-am îndrăgostit de acolo și era foarte determinat să câștige și după ce am ieșit eu cu ea, țineam, pentru că a fost co-echiperă cu mine și ea nu m-a votat cum a făcut-o Olivia Adams, dar doar pace și iubire pentru toată lumea. Noi ascultăm acum Holy Moly. Nu contează ce am ascultat, contează că suntem încă aici, Bass House, ia aici cu voi, ascultăm piese frumoase, ascultăm oameni buni, Ava suntem Max. Ascultați de oameni buni, Ava Max, yeah. Știi ce zara mai bine? Îmi pare rău că am greșit, se mai întâmplă și la case mai mari, dar am revenit aici cu voi și sper că sunteți încântați, pentru că noi suntem încântați când ne ascultați. Sunt încă aici cu Robinet, Cezara și Luana. Eu sunt Vlad Neamțu, în caz că ați uitat, și vă rog să ne urmăriți pe rețelele de socializare, pentru că da, ne urmăriți doar dacă v-a plăcut de noi, dacă nu v-a plăcut, e ok. Și oricum, dacă nu v-a plăcut, tot trebuie să ne urmăriți. Faceți cum spune Cezara. Am ascultat puțin mai devreme o piesă cu Olivia și Rareș, care sunt niște oameni apropiați proiectului nostru, pentru că Olivia a fost participantă în sezonul 2 și nu doar participantă, chiar finalistă în sezonul 2 și o felicit foarte mult. Nu mă așteptam să ajung așa departe, dar m-am bucurat foarte mult pentru ea și când am văzut acolo la ultima probă, îmi dădeau lacrimile de mândrie pentru ea, pentru că ne știm de foarte mult timp și e o persoană foarte dragă și Rareș a fost să ne cânte în primul sezon și poate vine și în sezonul 3 să ne cânte. Este o informație oficială, de fapt, nu poate chiar o să vină să ne cânte. Așa că, dacă vreți să-l ascultați pe Rareș, uitați-vă la sezonul 3 din Bass House. Sunt aici încă cu colegii mei pe care vreau să-i mai întreb un ultim lucru, dacă sunteți pregătiți. Sunteți pregătiți? Da. Trebuie să ne pregătim, nu? N-avem de ales. Nu aveți, pentru că trebuie să răspundeți la întrebările mele, pentru că eu sunt aici și voi sunteți acolo, dar suntem împreună. Ce planuri aveți pe viitor? Ce vi-ar plăcea să faceți? Începem cu Robinet, că îl văd cel mai stresat acolo. Nu sunt stresat. Am o grămadă de proiecte în cap și cumva le puneam în ordine, dar basically o să țin tot pe vlog. Doar că vreau să investesc un pic mai mult în vlogurile mele, atât bani, cât și timp, cât și... Nu știu, vreau să ofer tot ce pot eu mai bine. Că știu că asta trebuie să fac ca să fie bine. Basically tot pe ce fac acum, doar că mult mai bine. Îți doresc tot ce e mai bun, Robip, chiar și eu pe tine știi asta. Și abia aștept să te înfrâng în următorul sezon. Mă bucur pentru tine, mă bucur că ai planuri, e foarte important să avem scopuri în viață, pentru că dacă nu știm unde vrem să ajungem, nu știm pe ce cale să o luăm și atunci e foarte bine că ai un plan de viitor. Cezara, știu că tu ești foarte organizată și sunt sigur că ai ceva idei în minte. Deci, cu ce să începem? Hai să începem cu începutul. Să nu fie o intervenție foarte lungă, te rog frumos. Ok, o să vă zic așa. Hai, ne place să ascultăm, dar vrem să vorbim toți. Iartă-mă, ți-am zis că îmi place să vorbesc. Bun, avem pe primul loc proiectul meu Behind. Este un proiectel pe care l-am lăsat pe YouTube și așa o mică introducere despre proiectel. Mergem practic în spatele unui brand și aflăm cum se creează produsul de la A la Z. Aflăm ce se află în spate, cum s-ar zice, aflăm tot ce este nevoie despre respectivul produs și pe al doilea plan îmi doresc foarte, foarte, foarte mult să activez și în televiziune, este locul meu, pentru că îmi place să vorbesc, îmi place să fiu în fața camerei și clar îmi doresc foarte mult să ajung, cine știe, poate pe la un Te Cunosc de undeva, poate pe la Asia Express, ar fi drăguț, mi-ar plăcea să merg cu tine, da, am face mare spectacol la Asia Express, mi-ar plăcea foarte mult să mergem împreună, pentru că e un show la care m-am uitat și eu și despre proiectul Behind mi se pare foarte interesant, am urmărit episodul și sper să mai faci și alte episoade, pentru că e foarte interesant, e altceva față de ce poți găsi în online și e de folos, chiar felicitări și sper să ai succes în continuare. Mersi, e content educativ, pe asta am vrut să mergem foarte mult ca să aducem cumva consumatorul mult mai aproape de produsul pe care ei îl achiziționează. Gata, atâta zic, Vlad. Gata, nu mai vorbesc. Ok, promit. Mulțumesc mult, 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 mult de tot, Cezara. Și trecem la ultima, dar nu cea din urmă, nici pe departe cea din urmă, pentru că se apropie tot mai mult de noi. Vanessa, așa o cheamă, îmi pare rău că îi dau expos, dar a intrat cu numele ăsta pe Zoom. Luana, uitați, Vanessa, nume. Nu știu cine e Vanessa, e Luana. Dar sunt pe laptopul. Prietenii mele. Deci Vanessa e prietena ei, nu e ea. Da.
Dar da, și abia aștept să mai scot muzică. Vreau să scot mai multă muzică. Vreau să scot albumul la care lucrez momentan. Mi-ar plăcea să mai am câteva concerte anul ăsta, poate și mai mari, poate și mai mici. Am fost pentru prima oară la Beach Please anul ăsta și mi-a plăcut super mult și mulțumesc și sper să mai urmeze chestii la fel de tare, cel puțin la fel de tare. Cu siguranță urmează. Simt că am o groază de chestii care se întâmplă după Bauhaus. Cu siguranță se întâmplă multe chestii, pentru că și viețile noastre s-au schimbat mai mult sau mai puțin, pentru unii mai mult, pentru alții mai puțin, dar cu siguranță Basa o să aduce oamenii împreună, Basa o să deschide porți în viață și sunt foarte recunoscător pentru acest proiect, cu siguranță sunteți și voi colegii mei frumoși, puteți să ne urmăriți pe Basa, pe YouTube, pe Instagram, pe toate rețelele de socializare ne găsiți, nu uitați că din iulie încep să apară videoclipurile noastre din Basa, dar până atunci ne puteți urmări pe rețelele de socializare să vedeți ce se întâmplă în spatele creierii videoclipurilor. Vă mulțumesc mult, colegii mei drăguți, mi-a făcut mare plăcere să vorbesc cu voi. Luana, ai fost superbă, abia aștept să ne vedem, să ne cunoaștem. Cezara, ca de fiecare dată, moldoveanca, vorbăreață, drăguță, superbă și toate cele, strălucitoare. Știi că te ador. Robinet, băiatul cu vibe bun, care e tot timpul prietenos și ajută pe toată lumea, îți mulțumesc că ai fost aici cu noi. Mersi și eu. Mi-a făcut mare plăcere să fiu și cu voi, ascultătorii noștri. Cu siguranță ne vom mai auzi noi, așa că dacă vreți să mă ascultați, mă puteți auzi aici la Radio 3Net. Și dacă am avut-o pe Cesar aici, haideți să mai punem o piesă de la ea urmată de Rareș. Cu siguranță sunt mai bune. Noi am revenit aici cu Bass House la Radio 3Net și vreau să vă spun în direct că episoadele noastre o să înceapă să fie difuzate din iulie. Noi începem să filmăm din 15 până în 25 iunie, dar pregătiți-vă pentru că din iulie le puteți vedea pe YouTube, dar pe Instagram și pe TikTok puteți vedea ce facem în spatele camerelor. Sunt aici împreună cu Denis, pe care vreau să-l întreb ce ai făcut între sezonul 2 și 3 de Bass House. Am auzit că ai pregătit ceva special pentru oamenii care vor să intre în social media sau să lucreze cu social media. Da, corect, Vlad. Deci, după sezonul 2 din Bass House am decis să deschid Academia de TikTok, care practic este prima școală de TikTok din România. Felicită! De un creator de conținut. Unde oamenii pot să învețe să facă TikTok, să facă bani din TikTok, practic de la zero până la treaba cu influențarea, la ce facem noi, campanii și până la jobul de TikTok specialist sau joburi în marketing. Se poate găsi pe Academia de TikTok.ro, pentru că, după cum știți, nu se poate folosi TikTok pentru că sunt tot felul de copyright-uri. Așa că eu vă aștept acolo, este un abonament lunar, se întâmplă ore online săptămânal în care aflați lucruri noi pe lângă cursul filmat care este deja pe platformă, aveți tot suportul meu, este un preț foarte mic pentru că vreau ca toată lumea să vină și să vadă că din TikTok se poate face ceva frumos pe viitor, o carieră, se pot face bani și trebuie să recunoaștem că îl putem numi un job în zilele noastre. Deci chiar vă aștept acolo, o să aduc și un om din Academie în Bass House. Abia aștept să-l cunosc. Da, să învețe social media. Încă am giveaway-ul pe pagină, încă nu știm pe cine aduc, trebuie doar să intrați pe Academia de TikTok sau la mine pe Instagram și să îmi scrieți acolo de ce vreți să intrați în Bass House și să învățați social media direct de la mine. Spune-ne cum ești pe Instagram. Matroș Denis pe Instagram. Așa. Ok, Denis. Eu pot să spun că am privit câteva cursuri de al lui Denis, mai am câteva și îl termin, dar e unul foarte bine făcut, informația e foarte bine selectată și deși eu fac asta de foarte mult timp, totuși am învățat chestiile de la Denis, așa că vă recomand să urmăriți și voi cursul lui, pentru că prețul e foarte ok, informațiile sunt foarte bune și cu siguranță vă puteți pune bazele social media uitându-vă la acest curs. Mulțumesc, Vlad, și vreau să mai spun că pe Bass House, pe pagina de Instagram Bass House, o să postăm astăzi un giveaway în care puteți să câștigați un abonament la Academia mea de TikTok. Mulțumim, Denis, să câștige cel mai bun, cel mai norocos. Eu aș vrea să câștig pentru că ce se întâmplă? Primești un abonament.
vă recomand să încercați să aplicați la giveaway, pentru că, cum am spus și mai devreme, cursul e foarte bun și nu l-aș rata. Adică, chiar dacă nu o să câștigați, vă recomand să luați oricum, pentru că prețul e super ok și învățați multe lucruri relevante de acolo. Și stați un pic, mi se șoptește în cască o informație de ultimă oră. Colega noastră din Bass House 2, care din păcate nu va fi cu noi în Bass House 3, o să ne viziteze în Bass House, așa că puteți vedea și pe Nana în sezonul 3 și abia aștept să o revăd, pentru că ea acum are bacul din păcate și din această cauză nu a reușit să vină cu noi în al treilea sezon, dar sunt foarte entuziasmat să o văd din nou și sunt tare curios. Cezara vrea să ne spună ceva. Cezara, spune-ne ce ai și mie mi se șoptește tot așa în cască. Pe lângă Nana, de care ne bucurăm super mult că o să vină în Bass House, o să mai avem un invitat tot din Bass House 2, pe Holly Molly. Câte informații proaspete. Exact, o să fie și Holly, o să vină să ne viziteze. Și ne bucurăm tare, tare mult că o să fie și ea. Chiar n-am văzut cu ea recent la un eveniment și era puțin tristă că nu a fost chemată în Bass House 2, dar are super multe concerte, pentru că, după cum bine știți, Holly este un artist minunat, super talentat, care are piese pe care probabil le cântați și voi pe radio. Și iar plouă. Oh, oh, da. Holy moly, tu ești? Eu sunt, cum se dați seama? Exact, și o să avem parte și de foștii noștri colegi, cumva, din Bass House, care o să vină alături de noi. Și ne bucurăm tare mult, îi așteptăm cu drag pe toți după ce terminăm filmările, pentru că prioritizăm munca în Bass House. O să putem să stăm și cu ei, să povestim, să le explicăm cum este noul sezon, pe care, bine a spus și Vlad, o să îl vedeți în timp real postat behind the scenes pe Instagram și pe TikTok, unde ne puteți, bineînțeles, urmări. Așa este, Cezara, vorbești foarte corect și îmi place foarte mult să te ascult, dar pentru că vreau să te ascult mai mult, am o întrebare pentru tine. Dintre persoanele cu care te înțelegi în social media, pe cine ai băga în Bass House? Pe cine aș băga în Bass House? Pregătiți-vă ceilalți, pentru că o să vă întreb și pe voi. Denis, Luana, Robi, gândiți-vă la un răspuns. Sper că sunteți cu ochii pe noi și urechile pe noi și cu totul pe noi, pentru că vreau să-mi dați un răspuns bun, că știu că puteți. M-am gândit, dacă tot este Adi Strate în Bass House, de ce să nu aducem și pe Erica Isaac, iubita lui și, din nou, un artist super mare și foarte mișto de la noi. Why not? Erica este o fată super de treabă și are și niște piese foarte mișto, e tot așa pe muzică și eu o consider o prietenă foarte bună de mea, deci da, Erica Isaac este răspunsul meu. Îmi place răspunsul tău, Erica Isaac e foarte talentată, e o scumpică, e zahăr pe pâine, ce mai price ar fi trebuit să spun, dar și zahărul pe pâine probabil e bun, că îi place. Robi, tu pe cine băga în Bass House? Bă, eu un online, mă înțeleg foarte bine cu Zbâr. Ok. Și cred că ar fi destul de tare. Adică nu știu, știu cum știe să facă content și el cum e așa ca persoană. Cred că, nu știu, cred că ar fi un combo bun, eu, Psych, Zbâr, Costi. Ar fi o combinație, nu, bombastică, ar exploda fiecare casă, tot Snagovul o să explodeze, ar seca Snagovul de la astfel de combinație. Luana, ce spui? Ai vreo prietenă pe care vrea să o bați în Bass House? Actually, aveam două prietene pe care vreau să le bag în Bass House, dar prietena mea, Amy, din păcate, este și-a prinsă cu bacul, pentru că am încercat. Și prietena mea, Sonia, care este o basketbalistă foarte cunoscută, da, este plecată la turneu, așa că n-am avut noroc. Poate data viitoare, nu ne demoralizăm. Denis, mai ești cu noi? For sure. Da, da. Spune-ne pe cine băga în Bass House. Poți să ghicezi? Poți să fac așa o mică ghicire aici? Am aici în fața mea niște cărți, bine, e doar un carnețel, dar mă prefac că sunt o vrăjitoare și citesc gândurile. Eu cred că ai băga-o pe prietena ta. Este un răspuns corect sau este unul aproape corect? Pentru că greșit eu nu sunt. Dar nici în sezonul 2, nici în sezonul 3 n-au putut, pentru că licență și examene și așa mai departe, dar poate în sezonul 4. Dar pe lângă prietenele mele din online, aș fi băgat-o pe Ana Petcu, ceea ce, uite că s-a întâmplat. Și dacă îi să băgăm așa cineva mai random, tot din prietenele mele, aș băga-o pe Irina Diaconescu. Irina ar face un plus mare proiectului. E o fată superbă și e de mult timp în industrie, cu o energie flamboiantă. Îmi place foarte mult de ea și ar fi foarte tare. Fiecare propunere a fost
pur și simplu superbă și ar fi tare să reușim să băgăm pe toată lumea, doar că nu toată lumea poate să ajungă în Basau, din păcate, dar din fericire noi suntem și sperăm că și ei cândva. Și avem informații, atâtea informații de ultimă oră, doar aici la Radio 3.net am aflat că și Erica Isac o să fie cu noi în Basau, prietena lui Adi. Și asta nu poate decât să mă bucure. Voi ce părere aveți, colegii mei? Mi s-a îndeplinit dorința, abia aștept. Facem TikTok-uri cu Erica, e mișto. Are o piesă bombă pe care sigur o să facem niște TikTok-uri mișto. Voi o să le vedeți, bineînțeles, pe TikTok-ul Basau, pe TikTok-urile noastre personale. Și chiar mă bucur super mult că, uite, am manifestat dorința de a aduce pe Erica Isac în emisiune în Basau. Și s-a întâmplat așa, repede, în 2 secunde. Ce putere are manifestarea asta. Ce se va da, știi? Exact, exact. Legea atracției. Acum o să auzim că și zbâr vine curând în Basau și eu zic că suntem perfect. Stați aproape pentru că tot timpul sunt surprize, așa că urmăriți-ne pe toți, pe Basau, pe Radio 3.net, să aflați tot ce se întâmplă, tot ce e mai actual. Și pentru că vorbim despre Basau și am vorbit despre Bifa, vreau să punem Bifa aici la radio pentru că e piesa noastră și... e aproape de inimile noastre și sperăm să fie și de inimile voastre. Multe lucruri, dar nu reci, sunt pline de bucurie și soare și voie bună pentru că suntem la 3.net împreună cu Basau și suntem pregătiți să mai vorbim puțin, să vă mai povestim una alta pentru că am pregătit niște întrebări foarte interesante pentru colegii mei. Denis, cum ești? Am auzit că din păcate trebuie să ne părăsești. Spune-ne ultimele tale cuvinte de astăzi. Da, o să vă părăsesc, dar abia aștept să începem Basau, mai sunt foarte puține zile, 4 zile. Nu uitați să ne urmăriți pe toate canalele de social media, Instagram, Facebook, YouTube, nu Facebook, fără Facebook, Instagram, YouTube și TikTok, Basau, peste tot o să fie din 15 iunie, o să facem nebunie și din iulie vă așteptăm pe YouTube să vă uitați la episoadele nebune pe care o să le facem săptămânile viitoare. Vă pup și vă mulțumesc! Și noi mulțumim, Denis, ne-a făcut mare plăcere să vorbim astăzi cu tine și abia aștept să ne vedem să facem cel mai tare proiect împreună. Am rămas doar noi, colegi, să-ți pregătiți pentru o rundă de întrebări interesante, picante, flamboyante. Surprindere. Ce cuvânt e ăsta, flamboyant? L-am inventat L-am inventat pentru voi. E un termen care descrie ceva bun, frumos, magic, feric. Ah, gen ca desertul ăla flambat, care e așa foc și după care e înapoi, știi ce zic? Da, Cezar, așa este. Cum noi spui, suntem flamboyanți. Suntem toți flamboyanți. Am o întrebare pentru voi. Începem cu Luana, pentru că n-am mai vorbit de ceva vreme cu ea și sper că este aici alături de noi. Luana, dacă ai putea să alegi o altă profesie decât cea de cântăreață sau de influențăriță, ce profesie ți-ai alege? Vai, Doamne, presiune. Sincer, am o grăză de hobby-uri. Dar dacă stai un pic, dacă nu fac muzică, înseamnă că nu pot să fac muzică deloc, gen nici pe partea de songwriting sau așa? Complet altceva. Ceva complet neașteptat. Cred că aș face creative directing pe chestii vizuale, gen. Pe video-uri de muzică și chestii de genul ăsta. Și nu e același lucru. Nu e același lucru, e complet altceva. Bine, sunt legate, dar e altceva și te-aș fi făcând asta pentru că tu ai un stil aparte și cu siguranță ai face un conținut foarte interesant. Cezara, tu ce spui? Ce aș face dacă n-aș fi influencer? Cred că aș fi mecanic. Mecanic? Ce ai vrea să repari inimile băieților? Ei, asta nu mai trebuie reparate, astea nu pot fi reparate niciodată dacă stăm să vorbim așa. Nu, mi-ar plăcea foarte mult să știu mecanică pe mașini, mașini de curse. Mi se pare foarte interesant. Știi că mie îmi place foarte mult robotica și tot ce se leagă cu informatica și AI-ul și toate nebuniile astea. Doar că mi-ar plăcea foarte mult să știu și cum funcționează mașinile, pentru că pe mine, dacă mă pui să schimb un ulei, eu n-am idee ce e aia, nu prea este ok, dar... Ia vreau să fie mecanic, prieteni. Da, ipotetic vorbind, îmi plăcea foarte mult să știu cum funcționează motorul unei mașini și mi se pare că e și o meserie dope. Este. Robi, tu ce spui? Frate, nu știu, jur, voiam să zic ceva în partea asta cu auto, dar zici Cezara și o să fie lame să zic și eu aceeași chestie. Te inspiri de la ea, fii și tu original. Vânzător în piață, frate.
Asta îmi doresc eu să fiu. Și de acolo, uite, ia ceapa, 5 lei, 2 lei, 3 lei. Să vezi cum cânt, să vezi cum urlu, cum chem oamenii. Știu să fac marketing. Sunt sigur că ai face foarte bune vânzări. Ai vinde tot ce s-ar putea, tot ce ai găsi, ai vinde. Interesante joburi. Eu, de exemplu, aș vrea să fiu om de știință, să găsesc leacuri. Savantul nebun. Nebun, puțin spus. Să creez chestii acolo, molecule, atomi, chestii, mi s-ar părea super interesant, dar nu pot mai mult decât fac acum, deja sunt foarte ocupat, nu am timp și... Vlad, am o idee, pe tine te-aș vedea astronaut sau ceva la NASA, deci mă jur că te-aș vedea mergând în spațiu, descoperind planete și galaxii noi. Îndu-mă cu extratereștri, aduc pe pământ, le prăjesc un mic, le fac o mâncare bună, o ciorbică și facem aici pace în tot universul. Da, asta mi-ar plăcea mie să fac. Am o întrebare legată de tot o plăcere de-a voastră. Okay. Care este cel mai scump lucru pe care l-ați cumpărat din banii făcuți de voi? O să încep cu Robi acum, pentru că am terminat cu el și vreau să întorc o dată. Bine, basically e vorba de... mașina mamei pe care i-am făcut-o cadou eu, dar din chestiile pe care le folosesc eu, ar fi majoritatea instrumentelor mele pe care le folosesc când fac vlog sau, mă rog, setup-ul meu, camera și așa mai departe. Chestii de care mă folosesc eu. Super tare! Ce, Sara? Ok, cred că cea mai pricey așa chestie pe care urmează să mi-o cumpăr, nu este cumpărată oficial, e, cred că, mașina. Mașina, aș zice, sau un apartament. Acum nu știu care e mai pricey, sincer, dar they work the same way. Adică sunt cam la fel și e un achievement destul de mare ca la o vârstă destul de fragedă să ajungi să te descurci financiar. De exemplu, pentru mine, eu stau singur în București și asta înseamnă că trebuie să-mi asigur tot ce înseamnă transport, chirie sau apartament, mâncare, etc. Și totuși să... îmi și facilitez munca în domeniul online, pentru că avem nevoie de un telefon bun, avem nevoie de o cameră bună de lumină, adică nu e doar, mi-au telefonul, mă filmez, sunt mai multe lucruri. Pentru o fată, de exemplu, este extrem de important și mandatory. Un outfit drăguț, dacă ești pe genul meu de content, este automat că am nevoie de produsele cele mai noi care se lansează despre păr sau despre machiaj. Și încerc cumva să mă încadrez într-un buget, pentru că, noroc de mama, că am fost educată financiar foarte bine și am știut de micuță, de când am început să fac bani de la 14 ani, cum să-mi împart costurile astfel încât să mă pot bucura și de lucruri frumoase, dar într-un anumit buget, ca pe viitor să pot să ajung să-mi iau mașina pe care mi-o doresc sau private jet-ul, glumesc, private jet-ul, mai avem până acolo de muncit mult, dar sunt mici lucruri. Și în momentul în care ți le cumperi tu din propria ta muncă, satisfacția este una atât de mare și stai și te uiți, păi, I did that, eu am făcut asta pe munca mea, pe pasiunea mea, pentru că chiar stăteam să mă gândesc despre ce este social media, de fapt, poți să ai orice pasiune pe lumea asta, poți să fii cel mai dope creator de modă, poți să fii cel mai tare programator, cel mai tare profesor, dacă știi cum să aduci chestia asta și să o pui în social media... o să-ți aduni un public care o să te aprecieze pe tine pentru pasiunea ta. Că asta e frumusețe la social media. Poți să fii, nu știu, crescător de porumbei. Dacă tu știi să faci content și ai acel flair și postezi și ai consistență și muncești pentru că îți dorești ca oameni cu pasiune asemănătoare să ajungă spre tine, asta mi se pare frumusețe social media-ului, că poți să faci efectiv orice. E deschis pentru toată lumea, pentru că sunt oameni care fac gaming, sunt oameni care fac beauty, sunt oameni care fac entertainment, sunt actori, artiști, toți ajung pe social media pentru că împărtășim aceeași pasiune comună, dorința de a le arăta oamenilor ce este cu viața noastră și ce se întâmplă și de a le însuși aceleași pasiuni pe care le avem și noi. Hai că m-am emoționat puțin, că e un subiect touchy. Este ce, Sara, și ai vorbit foarte frumos, dar sunt curios. Ce mașină îi face cu ochiul Cezarei? O să vedeți pe Instagram. Nu pot să zic mai multe, nu vreau să dau spoilere, pentru că vreau să fac așa un video drăguț pe Instagram, un reel, în care o să vă arăt, să sperăm că o să ajungă cât mai repede mașina pe care mi-o doresc eu. Așteptăm să vedem Cezara Cristescu pe Instagram, pe TikTok și pe YouTube. Stați aproape să vedeți ce mașină o să-și ia influencerița noastră dragă. Luana, este rândul tău, n-ai scăpat de întrebare. Care a fost cel mai scump lucru pe care l-ai luat din banii tăi? Produci de tine, cu mânuțele tale, cu vocea ta, cu corpul tău.
Da, m-am tot gândit în timp ce vorbeau și ceilalți și, sincer să fiu, țin minte că cea mai scumpă chestie pe care am luat-o n-a fost neapărat un obiect, dar a fost experiență. Am avut odată un job de modeling care mi-a adus destul de mulți bani și am luat pe cei mai apropiați prieteni ai mei, am fost vreo 4 și ne-am dus 2 zile, 2 nopți de fapt în Amsterdam și ne-am distrat. Și da, a fost foarte tare și am luat gen hotelul și toate cele și m-am bucurat că am putut să fac asta pentru ei. Și s-a nimerit să fie și ziua mea, așa că a fost o chestie întreagă. Wow, ce frumos! Cred că de multe ori experiențele sunt mai importante decât obiectele pe care le luăm, pentru că până la urmă amintirile rămân orice ar fi și lucrurile putem pierde, așa că foarte frumoasă povestea ta. Cu siguranță v-ați distrat și sper să mai ai parte astfel de experiențe. Și că tot vine vorba de locuri, sunt curios, în ce loc v-ați mutat dacă ați putea? Eu o să răspund scurt și la obiect, Italia, și nu cred că trebuie să zic mai mult. Ce îți place cel mai mult? Mâncarea. Mâncarea lor este genială și oamenii sunt superbi, sunt frumoși, sunt buni la suflet, sunt veseli, plini de viață, sunt colorați. Nu știu, văd așa, pentru mine Italia este locul în care trebuie să merg minim o dată pe an, pentru că îmi reîncarc energiile, preiau și puțin din zona aceea de Mediterranean cuisine, dacă pot să-i spun așa. Mâncarea lor îmi place super, super mult și este foarte fresh. Îmi place și cultura lor foarte mult și toate locațiile pe care le poți vizita. Cel puțin chiar recent am fost în Roma și m-am reconectat așa cu istoria și a fost foarte frumos să văd toate locurile acelea în care au fost evenimente extrem de importante pentru istoria lumii. Deci, Robi, unde vrea să te muți? Eu nu țin neapărat să mă mut din România, adică îmi place aici, dar dacă ar fi neapărat nevoie să mă mut, n-am văzut niciodată în Dubai. Dar nu cred că mă arunc când zic că aș vrea să mă mut acolo, pentru că ce văd pe social media e frumos. Nu știu cum e mâncarea acolo, nu știu ce e cea mai de văzut chestie acolo, nu știu nimic, dar vreau doar să merg. Foarte frumos loc și Cezara și Robi. Locurile sunt foarte importante pentru noi, pentru că ne facem amintire acolo, dar totodată țin să cred că oamenii contează mai mult decât locul în care suntem. Că dacă avem oameni frumoși pe lângă noi, care ne simțim bine, putem să fim oriunde, decât să fim într-un loc foarte frumos, să fim singuri. De acord. Uite, mi s-ar părea foarte tare, pe la sezonul 10, chiar râdeam cu mama mea de chestia asta, să facem bath house în Maldive sau chestii de genul ăsta, într-un loc super fancy, să facem bath house Italia, bath house America, bath house, nu știu, Australia, o chestie de genul ăsta sau... Chiar am putea să facem bus house tour bus și să mergem prin toată România și să foarte ne întâlnim tare cu fanii noștri. Sunt tot felul de idei care sunt în pending acolo, le ținem în sertarul ăla bun. Și mi s-ar părea tare să adunăm toți oamenii care au ajutat în proiectul ăsta și au fost alături de noi de la sezonul 1 până la sezonul, nu știu, 8, 9, 10, chestii de genul ăsta. Și să ne întâlnim cu oamenii din comunitățile noastre. Să facem bus house bus. Ar fi amazing, Cezara. Luana, revenim la tine. Spune-ne unde te-ai muta dacă ai putea să te muți oriunde. Sincer, adică cine mă știe că am stat un an în Berlin după liceu și după am stat 3 ani în Londra și m-am întors abia acum un an și jumate m-am întors în țară. Așa că momentan nu simt nevoia să plec iar, dar cred că dacă aș pleca iar, aș pleca în Spania de data asta, pentru că și în Berlin și în Londra este destul de frig majoritatea anului. Așa că cred că m-aș muta într-un loc mai cald și mai chill, așa, undeva unde să fie o plajă, da, undeva unde să poți sta la soare, deci cred că Spania ar fi un loc. Dar momentan sunt fericită în București, mai ales cu muzica și cu, da, fiind faptul că scriu în română, majoritatea cântecelor și așa, cred că e ok să fiu România. Clar, așa este, și eu tot în Spania m-aș muta, îmi place foarte mult Spania, am fost acolo și m-aș mă duce oricând, ador Spania și totul despre ea. Am o întrebare pentru Cezara, ce piesă ți-ar plăcea să asculți? Ce piesă mi-ar plăcea să ascult? Poate o piesă de-a mea? Se poate să punem vreo piesă de-a mea? Avem 2 opțiuni. Poate Money Doesn't Lie to Me, o piesă care mi-e foarte dragă pentru că este vorba despre bani. Glumesc, este atât o piesă scrisă cu o prietenă foarte bună de-a mea și compusă tot așa cu niște producători de muzică care sunt super, super close și e o piesă la care am muncit mult, deci aș zice să ascultăm Money Doesn't Lie to Me, dar mai am opțiune, piesa Compania Ta, făcută cu Tudor Bilețchi, tot așa un tip super de treabă, este un featuring și sunt 2 piese care m-au propulsat așa în mica mea carieră de muzică.
Țin să menționez totuși că nu sunt eu genul ăla de artist pe scenă să cânte, să nu știu ce. Pur și simplu îmi place foarte mult muzica și am crescut de micuță ascultând muzică și făcând muzică. Am făcut pian și canto și chitară și multe, multe chestii. Am ascultat piesele Cezara și mi-am plăcut foarte mult și de aceea vreau să ascultăm una dintre ele chiar acum. Hai să ascultăm Cezara, Money Doesn't Lie to Me!